bine ați venit. Mulțumim. Aș adus toate documentele? Da, desigur. Și bine. Deci, pentru moment, domnul președinte, care este șeful grupului numărul 2 pentru recepționare, nu se află în incinta comisiei, deci o să recepționeze materialele ceilalți membri ai comisiei, domnul Alexandru Bărâniști și doamna Valentina Morozan. Invitația respectivă este făcută. Eu sunt pe loc, dacă apar întrebări, atunci voi interveni eu și vă mulțumim și sară. Bine? Bine, vă mulțumim. Eu vă doresc succes și vă mulțumesc. Asta e dosarul meu. Deci, propunem să ne organizăm în felul următor. Dumneavoastră ne dați materiale ce ține de către candidat și a doua parte trecem la număratul listelor de subscripții și sigilarea acestora. Și deja, domnul Ivanov... Rămâne... Da. Suntem reprezentanți în făcură și... Da, rămâneți dumneavoastră la numărarea listelor de subscripții. Doamna Ivanov, okay. Poate să... Bine, da. Dimersul dumneavoastră aveți, deja? Da, nu este ăsta. Te cântați. O filă. Dimersul înregistrare, o filă. Și după asta mergem din... Partea ce ține de liste o să le completăm după ce urmează să le recepționăm. Așa, datele biografice. Dați numărul. O filă. Este? Declarația. Da. Nu trebuie la parte să... Trebuie. Deci trebuie să... legiuitor a exclus certificatul ăsta de integritate eliberat de către Autoritatea Națională de Integritate și a inclus o declarație pe proprie răspundere că persoana dată nu are careva acte de constatare. Iată este. Da. Uh-huh. Declarația de aviere. Declarația de aviere. Șase fiere de garanție de aviere. Șase fiere. Așa, da. Certificat medical. Certificat medical. O fiere. Certificat medical, o fiere. Așa. De suspendare nu este dumneavoastră, nu dețineți o funcție care este. Da, și simbolul electoral. Simbolul electoral, eu acolo am dimers, am inclus că este pe trei file. Simbolul electoral cu descriere. Da. Declarația partidului. Că doamna, permite. Așa. Da, doamna Ivanov poate să utilizeze simbolul electoral. Așa. Și certificat de înregistrare de marci că acest simbol aparține partidului. Ok. Și în format electronic. Bine. În trei file plus stick. Copia. Identificație. Copia. Dimersul privind desemnarea reprezentantului. Dimers. Copia buletinul domnul Dumitru Căzar. Diploma de licență. И, din alt stat. Și de ce e... Echivalent. Recunoaștere. Tu, acolo, fac profile. Trezorierul să aveți? Da. Doamna Nelly Părученко, buletinul și demers. Mulțumesc. Deci, cam asta. Trezorier. Da. Ce să fie un act? Un act nou, trezorierul și două. Bun. Atât. Pentru un moment. Asta e deja, noi să rămânem colegii dumneavoastră să recepționăm listele de subscripție, să le numărăm, să le sigilăm. Și deja. Sunt sigură că tot este perfect. Nu bine, dar perfect. Da, dragi, noi avem la dispoziție 5 zile să verificăm listele de subscripții și să venim să aducem la cunoștință o notă informativă. Asta înseamnă
ultima zi ar fi data de 27 septembrie, prin care noi urmează să vă aducem la cunoștință rezultatele verificării listelor de subscripți. Pe parcursul verificării listelor de subscripți, dacă apar careva din partea noastră careva neclarități, cu permisiunea noastră să lăpărăm pe domnul Cazac, a fost înaintat ca reprezentant cu de vot consultativ și deja dumnealui o să vă ținem la curent cu restul. Noi vă mulțumim și vă urim succes dumneavoastră. De asemenea. Mulțumim pentru a depune listele cu semnături în favoarea candidaturii mele la funcție de președinte a Republicii Moldova. După cum am mai menționat, le-am colectat destul de minuțios, deoarece prioritatea numărul 1 a fost nu pe semnarea listelor, dar pe sănătate, pe securitate, și de aceea destul de minuțios am colectat aceste semnături, desigur, respectând toate cerințele Comisiei Naționale, deci a specialiștilor din domeniu, în contextul situației pandemice care avem. Eu, în acest context, vreau să le mulțumesc colegilor mei, membrilor grupului de inițiativă care au colectat aceste semnături, și vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care și-au depus semnătura pentru mine, în susținerea mea. La rândul meu sunt sigură că toate semnăturile corespund legislației și condițiilor care au fost înaintate de către Comisia Electorală Centrală. Vom aștepta înregistrarea și deja suntem gata pentru campania, deci, nemijlocit electorală. Am în vedere, deci, data de 2 octombrie, atunci când putem porni cu strategiile clare, cu prezentarea programului electoral și nu numai. Mulțumesc! Care va fi primul decret pe care îl veți semna dacă veți fi ales președinte? Vreau să vă spun că la nivel de proiect am nu doar un decret sau două, dar în general o strategie profundă de dezvoltare a Republicii Moldova în limitele competențelor funcției de președinte a statului, reieșind și reieșind din experiența mea profesională, dar reieșind din faptul că nu suntem în campanie de agitație electorală, nu pot să fac acest lucru. Unicul ce vreau să vă spun, că trântorii politici care au promis mult cetățenilor și nu au făcut nimic, nu vor avea o viață bună. Sau succes! Noi o să mai chemăm cu șem cu doi colegi și o să lucrăm cu un temă, ca să fie un pic mai depășor. Nu suntem la 5, nu? 5? Da. Dacă mai vine astăzi da. Cineva, o să fiți acel. Spuneți-vă, rog, frumos, 25.000? Dacă e exact, 24.968.